Există mitul potrivit căruia stomatologia modernă este mult mai scumpă decât cea tradițională. E adevărat sau nu? Nu este așa, de data aceasta vă contrazic. Am încercat să păstrăm aceleași prețuri și să adaptăm doar tehnologia. Am căutat să avem câteva avantaje, printre care timpul economisit și de partea medicului și de partea pacientului. Și practic reducând foarte mult timpul și inclusiv materialele auxiliare plus costurile de laborator, tehnologia a făcut încât să nu fie mai scump decât un dinte făcut prin metoda clasică. Stomatologia digitală elimină, pe lângă timpul lung de intervenții, și durerea, mă gândesc, nu? Și da. Sunt mult mai multe. Da, avantaje. Amprenta digitală nu mai doare deloc, nu are ce să te mai doară, nu mai îți dă senzația de vomă, sunt oameni care nu suportă materialele, care acum nu mai este necesar să mai fie chinuiți. Și alte avantaje comparativ cu stomatologia tradițională? Avantajul major ar fi precizia. Lucrările ies mult mai bine pentru că noi vom ști dinainte exact cum va arăta lucrarea. Vom putea seta la fiecare dinte în parte punctul de contact, punctul de mușcătură, locul, suprafața, forma, designul, lungimea, inclusiv culoarea o putem alege cu camera și atunci este direct bine dintele. Pentru cei care nu au beneficiat până acum de această tehnologie modernă în ce privește stomatologia, e greu de crezut că putem veni la medicul dentist fără să avem dureri, fără să stăm foarte mult timp pe scaun, fără să venim de 10-20 de ori într-o lună, dar se poate întâmpla asta. Dintre avantajele stomatologiei moderne și ale tehnicii digitale, cele mai importante sunt numărul redus de vizite la stomatolog, timpul petrecut în cabinet este mai mic, precizia este foarte mare, nu există durere, nu există traume, vindecarea este rapidă, iar costul este ținut sub control. Nu sunt mai scumpe decât tratamentele clasice. Programează-te acum pentru o vizită. E tot ce trebuie să faci. În rest, ne ocupăm noi de tot. Tot să zâmbești.